Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am găsit în garajul lui Andrei. Astăzi vă voi prezenta un motofereastră 5200, chinezească, cum o cunoașteți toți. Din cauza uleiului prost în amestecul de benzină, acest motofereastră s-a gripat. După cum vedem, s-a rupt bucăți din cămașa rumentul de ambialaj. Și a ajuns în capul pistonului în cilindru. Uitați cum arată pistonul, a bătut. În partea superioară a cilindrului. De aia vă sugerez tot timpul, indiferent de calitatea motofereastrăului, măcar utilizați un ulei de amestec cât se poate de bun. În acest caz vom înlocui ambialaj, rulmenți, semeringuri, set garnituri și setul motor nou. Deci, această reparație, calculând prețul pieselor, ajunge undeva la 100 de lei. Set, cilindru, piston, ambelaj, rulmenți, garnituri, semeringuri, rulmenți. Deci, fiind spuse, vă doresc o zi bună și îngrijiți-vă motofereastrele.